Bun găsit la știrile din sport. O singură variantă, victoria. Stegarii sunt obligați să câștige jocul din etapa a doua, Ligii a doua, după ce în prima rundă a campionatului nu au reușit decât o remiză la Baia Mare. Trupa lui Bodea și Stere întâlnește sâmbătă dimineață pe teren propriu formația FC Caransebeș. Înaintea partidei, galbenegri au prezentat și noul echipament de joc oferit de un sponsor tehnic. FC Brașov are începând din acest sezon un nou sponsor tehnic. Acesta a oferit formației Stegare echipamentul de joc pentru sezonul 2015-2016. Buga și compania vor juca meciurile de pe teren propriu în galben-negru, iar tricoul de deplasare este alb. Fanii vor putea vedea noul echipament sâmbătă dimineața, când FC Brașov primește vizita formației FC Caransebeș în etapa a doua a Ligii Secunde. Oaspeții au învins în prima rundă cu scorul de 3-1 formația CSM Râmnicu-Vâlcea, iar brașovenii vin după remiza de la Baia Mare, care a nemulțumit pe toată lumea. La jocul de sâmbătă, galbenegri au o singură variantă, victoria. Am discutat și cu antrenorii și cu jucătorii. Normal că nu mi-a convenit rezultatul de la Baia Mare, dar sper că în meciul de sâmbătă băieții o să-și arate adevărată lor valoare și altă variantă nu avem decât victoria. O partidă dificilă, mai ales că e prima de pe teren propriu, în care trebuie să sunt conștient că trebuie să mulțumim și fanii, că vor veni în număr mai mic sau mai mare, asta e problema lor. Dar până la urmă contează cele 3 puncte, pentru că noi o să trăim din rezultate și asta contează cel mai mult. Tehnicianul brașovenilor Cosmin Bodea s-a confruntat cu probleme de lot la primul joc din acest campionat. Mare și Avram au reintrat acum în programul normal de pregătire, iar Vlad Munteanu și-a ispășit suspendarea și poate evolua. Claudiu Codoban a resimțit unele dureri și a făcut un antrenament separat, dar medicii echipei fac eforturi ca toată lumea să fie aptă de joc. Sper să avem pe toți apți și sâmbătă dimineața și să jucăm, să facem un joc bun și să vină cele 3 puncte. Pentru că sunt foarte importante, suntem la un început de drum și colaborat cu egalul de la Baia Mare și în perspectiva jocurilor care urmează, trebuie să luăm neapărat 3 puncte. Galbenegrii au fost dezamăgiți de rezultatul de la Baia Mare, dar gândul lor zboară în continuare către promovare, chiar dacă cei din conducere nu le-au trasat un astfel de obiectiv. Cu gândul ăsta plecăm, chiar dacă nu ne batem cu pumnii în piept și ne declarăm noi favoriți, dar lotul care îl avem și ce fiecare cu experiența care a acumulat-o în trecut, cred că ne permite să ne gândim la un obiectiv ca acesta. Până la promovare e cale lungă, iar primul pas spre acest deziderat se poate face sâmbătă dimineață de la ora 11 pe stadionul Tineretului la partida dintre FC Brașov și FC Caransebeș.